Elena Udrea a revenit la familia Mailat pentru a vedea cum poate să-i ajute la reconstruirea casei. Mi-ar trebui 100 de, da, mai mi-ar trebui 100 de milioane. Vă dă dumneavoastră? Da, da. S-o cumpăra sau s-o amenajați? S-o cumpăr? Da, cu este ea? Nu este aici respectiv, al cu este casa, da, au zis că când am adunat bani îmi dă. Și este de acord. Da, mai îmi trebuie 100 de milioane. Apoi trebuie tot și amenajat. Cât de mare e casa? Are 4 camere. Nu, eu aș fi... Putem să vedem? Nu se știu, poate, este nu? Închis. Nu se poate intra acolo, dar este super. Și m-am gândit pentru viitorul fetiței, dacă pot să adun banii acestea. Președinta PMP le va dona suma de bani care le este necesară pentru a consolida o altă casă. Păi, în primul rând, va trebui să facem o donație cu diferența de sumă pentru a putea achiziționa casa. Vedem dacă mai negociem cu proprietara, doamna spune că ar mai fi nevoie de 10.000 de lei. Vedem dacă mai putem negocia cu proprietara, după care o firmă de construcții de la, dintre societățile colegilor noștri, cei care se ocupă de construcții, să vină și să o ajute să repare casa. Îi dăm și noi mână de ajutor cei de aici, de la organizația locală, sperăm că și vecinii vor veni să dea o mână de ajutor, în așa fel încât să se poată muta, să nu o prindă frigul, pe domnișoara sunt acolo într-o baracă, să poată să meargă la școală, să învețe, nu să stea să gândească că n-are unde să doarmă. O să îi donez eu acești bani și restul să ajute partidul cu materiale de construcții și cu... și cu vecinii din sat, forță de muncă. După orașul Novaci, Udrea a mers la Târgu Cărbunești, unde a fost așteptată de primarul Mihai Mazilu. Această investiție de peste 200 de miliarde vi se datorează. Am fost la dumneavoastră și dumneavoastră a spus Giro. Stau 80 de familii aici ca să poți să ai un act de sănătate, de învățământ, de lice și ordine publică. Trebuie specialiștii să-i legi cumva și cum poți să-i legi mai bine decât oferindu-le o locuință. Ce pot să vă spun, că această investiție a durat, zic eu, un record național, 2 ani și jumătate. Prima oprire a Elenei Udrea a fost la blocurile ANL, unde edilul liberal și-a exprimat nemulțumirile. Să fac ceva și pentru orașul acesta, am uitat de timp. Felicitări! Adică nu facem politică, dar parcă ăștia roșii în cerul gurii, e timpul ca să ducă. Au și oprit ce începuse, nu da. Numai. Da. Astea sunt oameni, nu da. Sunt care să facă nimic, strică ce fac alții. O familie cu 9 micuți a primit alimente și rechizite. Ce bebe? Tu? Ia vorbește cu doamna. Andrada și Busebi. Da? Nu e ce trebuie sunt. Și acolo sunt. E surioara voastră? Da. Hai să mă tăpărnile. Marian. Marian? Câți ani ești? 4? 3. 3 ani. Să fie sănătos. Și tu, iubita, câți ani ești? 7. 7 ani. Ce-i frumos ai. Uite, nu mi-ai spus câți ani ai tu. 6. 6 ani. Și tu? 5. 5 anișoare. Toți sunteți frumoși. La zilele orașului Târgu Cărbunești, Udrea a primit cadouri de la comercianți, dar a fost și întrebată cum e cu tăierea pensiilor. Aaaa!